Dacă veniți să vizitați zona asta, puteți să udați și florile astea. Forță mare cu americanul, fraților! Americanul vă salută de la Luxemburg, Paris. Și bineînțeles, aici am ajuns. Și bineînțeles, am trecut pe la pești. Ia uitați-vă aici. Chris Pești este în jurul americanului. Deci, este o zonă frumoasă în această minunăție a Parisului. Și bineînțeles, doamna face poză cu peștele. Vrea să-l prinde, dar americanul vrea să-l prinde el înainte ca să-l ducă acasă. Ia uitați cât de frumos este aici. Este o zonă impecabilă. Zona Parisului. Și bineînțeles, acțiunea continuă cu americanul. Soldat universal, peștii vor rămâne în baltă. Și apoi, eu zic să-l prind pe ăsta, nu? Vino aici, boss. Boss, văd că nu s-a lăsat prins ăsta. Ia uitați-vă câtă lume este aici la Luxemburg, Paris. Este o zonă superbă. Și bineînțeles, zonă cu mulți turiști. Ia uitați-vă ce nor terestru apare exact acum. Deci, dacă veniți să vizitați zona aceasta, puteți să veniți, pentru că este o zonă frumoasă. Este aproape de Montparnasse. Ia să vedem unde e Montparnasse. Montparnasse este în zona aia și Tour Eiffel-ul este tot în aceeași zonă. Se vede capul la Tour Eiffel. Tu-l vezi? Îl vede. Îl vede și ea. Ia mă, nu-i un pește pe aici? Uite-l pe ăla negru. Au ce mare el. Zona frumoasă aici. Vă invit să vizitați această zonă cu pești. Ia uitați-vă. Zona Luxemburg, Paris. Nu-i așa, mami? Forță mare. Americanul vă salută. Toate cele bune. Bang. Băi, dacă vreți să prindeți pește, veniți aici la Americanul și la Luxemburg, Paris. Ia uitați-vă ce este aici. Forță, pește și spanac. Ia uitați.